Experții în sănătate lansează un avertisment cu privire la lipsa de vitamine. Modificările subtile de la nivelul limbii pot arăta o lipsă de suplimente. Vitamina B12 nu poate fi produsă de organism, prin urmare trebuie obținută din alimente sau suplimente. Un adult are nevoie de 2,4 micrograme de B12 pe zi, iar dacă această cantitate minimă nu este asigurată, poate fi dezvoltată o deficiență de vitamine. Simptomele deficienței de vitamina B12 ar putea include modificări la nivelul limbii. Deficitul de vitamina B12 este relativ frecvent, în special în rândul persoanelor în vârstă. Lipsa vitaminei B12 se poate dezvolta lent, făcând ca simptomele să apară treptat și să se intensifice în timp, fiind greu de detectat, spun experții. Un simptom neobișnuit al deficienței de vitamina B12 include modificări ale limbii, care ar putea părea umflată sau inflamată și roșie. O deficiență gravă de vitamine poate fi tratată în două moduri: injecții săptămânale sau pastile zilnice cu doze mari de B12. O deficiență ușoară de B12 poate fi rezolvată cu doze de multivitamine standard. Deși medicii pot observa simptomele și pot detecta o deficiență de vitamine printr-o simplă examinare, este totuși nevoie și de un test de sânge. Persoanele vegetariene sunt mai predispuse să aibă deficit de B12. Este important să consumați pâine și alte cereale bogate în vitaminele B sau să luați suplimente zilnice pentru a vă asigura aportul optim de vitamine. Depistarea și tratamentul precoce sunt importante. Dacă este lăsată netratată, deficiența poate provoca probleme neurologice grave și boli de sânge, relatează știrile ProTV.ro.